Începem! Doamnelor și domnilor, bună seara! Bună seara, România! Este ziua în care România își alege viitorul. Miza acestei zi este una uriașă. Sunteți chemați la urne 18 milioane de oameni, iar răspunsul românilor a fost unul cu totul și cu totul surprinzător. Niciodată în istoria post-decembristă nu au venit la vot un număr într-atât de mic de oameni la alegeri parlamentare. Sigur, pandemia este un răspuns, dar nu este singurul răspuns. Ceea ce vedeți dumneavoastră în studioul nostru în momentul de față sunt cei mai buni jurnaliști din România, care în momentul de față se pregătesc să meargă în punctele fierbinți, la sediile partidelor, acolo unde în această seară va fi o emoție uriașă, pentru că ceea ce noi avem în momentul de față este o răsturnare de situație. Toată lumea aștepta anumite rezultate, dar iată că exit poll, singurul din România, difuzat de postul nostru de televiziune la ora 21, anunță surprize majore. Cine câștigă alegerile? Care va fi alianța de guvernare? Cine sunt prim-miniștri? Toate aceste lucruri le veți afla în această seară, într-o ediție așa cum n-a mai fost niciodată. Pentru că în momentul de față, miza nu este niciuna alta decât România. Ei bine, în ediția care începe la această oră, veți afla cele mai importante informații. Vom difuza singurul exit poll. Vă vom arăta în această seară care sunt variantele de prim-ministru de pe masa președintelui Klaus Iohannis. Veți auzi declarații de la sediile partidelor, liderii partidelor, cei care în momentul de față încearcă să găsească o soluție. Pentru că, așa cum veți vedea în această seară prin știrile noastre de ultimă oră, există negocieri chiar la această oră. Care este coaliția care se pregătește să preia puterea în România? Care este coaliția care pare că în aceste ore se poate înțelege asupra unei formule de guvernare? Începe o ediție în care vom oferi un premiu uriaș, un premiu care cred că într-o astfel de zi de sărbătoare este bine primit. O Dacia Duster pentru cine a răspuns corect întrebărilor noastre. În această ediție de la ora 19, voi adresa ultima întrebare. Iar cei care vor răspunde corect vor putea intra în linie dreaptă pentru a câștiga mașina din imagine. Se va întâmpla în această seară, în această noapte, sper să intrăm în legătură cu fericitul câștigător. Doamnelor și domnilor, în studioul nostru se află la această oră jurnaliștii care, așa cum vă spuneam, vor merge în punctele fierbinți pentru a transmite, dar pentru a mai face un lucru foarte important, și anume să ducă din partea dumneavoastră proiectele legislative partidelor care acum vor intra în Parlament și vor compune legislativul pentru următorii 4 ani de zile. Vor pleca de la sediul central al Antenei 3, Sabina Iosub și Răzvan Dumitrescu, la un sediu al unui partid care în aceste minute speră că ar putea să câștige alegerile. De asemenea, Andreea Dumitrache și Adrian Ursu vor merge la un alt sediu foarte important, acolo unde de asemenea este o fierbere foarte mare. Care sunt lucrurile care în aceste ore se aranjează? Care sunt lucrurile care în aceste ore ar putea să schimbe din nou lucrurile? Pentru că, așa cum spuneam, tensiunea aceasta îi face pe liderii centrali să încerce o mobilizare de ultim moment. Se mai poate răsturna încă o dată situația? Vom vedea. Ana Maria Roman și Radu Tudor merg la partidul care ar putea să dea noua coaliție. Atenție! E foarte important, este un partid, de fapt sunt mai multe partide, care se pregătesc în momentul de față să intre la guvernare prin diverse aranjamente. Berta Popescu, de asemenea, este în studioul nostru pentru a merge la un partid care, de asemenea, se chinuie să intre în Parlament și foarte probabil va intra. Gina Vacariu merge la partidul care este acolo, este pe muchie. Este cu câteva sutimi, pare să, în momentul de față, sub linia de intrare în Parlament. Mihaela Bârzilă merge într-un loc, acel partid care ar putea să fie surpriza acestor alegeri. Iar Ana Iorga merge la partidul care încearcă în momentul de față să găsească răspunsul, să se bucure sau nu, să deschidă șampania sau nu. Dragii mei, urmează o ediție specială.